cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț. Există, mergem înainte și ne facem treaba. Astăzi suntem în data de 4 august, mâine emisiune și după aceea o săptămână de pauză bine meritată pentru Bogdan, în primul rând, care stă toată ziua cu ochii în butoane și trebuie să se recreeze în măcar o săptămână. Mergem mai departe cu emisiunea de astăzi și ne recreăm și noi împreună cu domnul doctor Liviu Harbuz. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Zi frumoasă! Ca tine, cum era? Deci nu, chiar vă rog! Zi frumoasă pentru Piatra Neamț, mai ales că ieri... Noroc că sunt zile frumoase, da. Noroc că ne ajută natura, ieri pentru am citit... că orașul în general este condamnat la nedezvoltare, condamnat de către Consiliul Județean, care, nu știu de ce, cred că urăște. În loc să aibă prioritate din dezvoltarea unui oraș, municipiu, reședință de județ, face în așa fel încât mereu orice proiect să fie sortit eșecului. Deci lucrurile sunt... Noi am publicat ieri, nu știu dacă ați apucat să citiți... Alocările? Alocările bugetare. O să-l rog pe Bogdan dacă poate să intre și pe Switcher Cast, ca să vedem dacă putem pune. Nu știu dacă am reținut bine, că m-am uitat superficial, recunosc. Cred că Târgu Neamț primește de 10 ori mai mulți bani decât Piatra Neamț. Nu, nu. Vă rog frumos, nu era diferența de 10 ori față de Roman. Deci de 10 ori față de Roman. Roman primește 100.000 lei, iar Târgu Neamț... 200 Piatra Neamț, da. Și 1.000... Și 1.000 Târgu Neamț, Bicazul... Deci de 5 ori. 800.000 lei. Dar interesant este că sunt localități care nu primesc nici un ban. De exemplu, Roznov. Deci asta vreau să vă spun, Roznov. Roznov, care are, de câte știu eu, vicepreședinte la nivelul Consiliului Județean, pe doamna Ciobotaru, chiar pentru orașul natal, pentru orașul în care tatăl în este special pentru fost primar. În special pentru orașul natal. Bani. Nu pentru că domnul primar de la Roznov probabil nu s-a așezat domnul în genunchi. Domnul Bălănescu, nu s-a așezat în genunchi. Aș merge puțin mai departe și aș vrea să... E o întrebare retorică până la urmă. Dom'le, pe zona aia avem și un deputat, pe domnul Ciprian Șerban. Domnul Ciprian Șerban nu mai are trecere la domnul Arsen încât să primească pe Roznov bani. Stau și mă gândesc ce se întâmplă în momentul de față cu apa serv. Știți bine despre modul în care apa serv a înțeles să ne saboteze proiectele, cele trei proiecte de mobilitate urbană. Unde este domnul Cuc? Domnul Cuc, care a fost și ministrul transporturilor și care ne explica nouă cât de atașat este de valorile și realitățile și nevoile din Piatra Neamț. Unde sunt toți băieții ăștia? Chiar nu le pasă deloc de Piatra Neamț? Ok, am înțeles că nu le pasă. Dar președintele Consiliului Județean ar trebui să fie mai atent atunci când efectiv sabotează orașul Piatra Neamț. Pietrenii ar trebui să știe că pentru ei în fața Consiliului Județean, valorează zero. Asta se întâmplă în momentul de față. Și prin alocările bugetare, și prin acțiunile unor societăți, cum este Apa Serv, așa cum vă spuneam, Apa Serv care înțelege acum să ne vorbească despre, din avizul favorabil care a fost dat, bineînțeles, condiționat în text, în 2020, pe 14 iulie, pe vremea când primar, ce să vezi, era domnul Chitic. Domnul Chitic care vorbește astăzi despre haos în primărie. Domnul Chitic care uită că a lăsat niște societăți în faliment, că le-a băgat în insolvență. Domnul Chitic care uită de perla, astăzi ne vorbește despre baza hipică. Ei, la vremea aia, golăneau cum să prăduiască și baza hipică.
Ceea ce, până la urmă, s-a terminat. Ce să facem? Asta e, dar nu s-a terminat. O să vă rog să găsiți un alt cuvânt în loc de golăneau. Credeam că de chitic. Nu, în loc de golăneau, pentru că golanii au principii. Absolut. Respectă deci, niște reguli. Deci dar să căutăm altă. Adică vine domnul Chitic să ne vorbească despre haos în primărie, care a lăsat un haos. Să nu uităm că noi astăzi suntem practic... Nu-mi place cuvântul ăsta, mie nu-mi place să mă victimizez. Dar când primești o perla, o perla, perla Moldovei, perla Invest, cu datorii istorice. Deci vreau să vă spun credit că nici astăzi nu știu și vă spun că nu știu care sunt datoriile perla oficial. Către creditori, către... Deci nimeni nu știe. Nu sunt pregătit să vi le prezint acum, dar promit să vin cu ele. Le am la birou și o să vin cu ele să vi le prezint pe fiecare capitol. Dar zilele trecute auzeam că primarul vrea să vândă baza hipică. Asta de ce? Pentru că a fost, se va scoate printr-o propunere de Consiliul Local, va fi ofertat spațiul de la gară. Bun, haideți să ne înțelegem un pic. Este vorba de modificarea planului de reorganizare. Asta trebuie să o accepte un judecător. Absolut. Deci, dar prima dată, primul pas este adunarea generală a creditorilor. Absolut. Deci primăria în momentul propune, ăsta propune. Deci propune sau achiesează la propun, nu știu care. Pentru că este singura posibilitate ca Perla Invest să iasă din insolvență, ulterior primăria aducând înapoi acolo unde e locul în patrimoniul primăriei baza hipică din Piatra Neamț, eliminând astfel posibilitatea de a transforma baza hipică, de fapt, într-un cartier rezidențial, ceea ce se dorea. Dar aici revin, domnul Chitic știe mai bine că dânsul e cu schimburile de terenuri, le găsim în dosarul dânsului în care este condamnat în prima instanță sau deja în a doua instanță, nici mai știu. Vorbim despre datorii, datoriile imense pe care primăria trebuie să le plătească. Și pentru că primarul responsabil vine cu o soluție care este o inginerie financiară folosită deja în 42 de orașe din România, acea emisiune de obligațiuni, este acuzat de domnul Chitic că îndatorează orașul. Păi ce să mai îndatoreze la ce datorii ne-au lăsat din urmă? Revin la Apa Serv. Ce a făcut Apa Serv în ultimii 10 ani? Pe ce a cheltuit banii? Eu vă citesc că noi am făcut o adresă și vă citesc doar câteva articole din contractul pe care primăria îl are cu Apa Serv. Articolul 5.1. Serviciile aparținând în exclusivitate operatorului vizează lucrări de reabilitare, operatorul fiind Apa Serv, de reabilitare în perimetrul de distribuire a apei potabile. Conform articolului 9.2, aceste bunuri trebuie să fie înlocuite de operator. Și vine acum Apa Serv și îmi condiționează mie, primărie, îmi condiționează proiecte europene, banii europeni, încearcă să blocheze, să arunce în aer orașul. Asta după ce a terorizat pur și simplu cetățenii și numai cetățenii din Piatra Neamț, prin serviciile proaste pe care le-a prestat, cheltuind sume imense. Ba pe salariile directori care s-au schimbat doar pe criterii politice și care răspund doar la comandă politică. Vă mai citesc. Societatea este însoțită de obligația permanentă de a întreține bunurile de retur în stare funcțională acceptabilă în vederea îndeplinirii funcțiilor care le sunt destinate. Și mai mult, autoritățile publice locale, parte în contract, au nominalizate expres atribuțiile și vă spun care sunt prerogativele primăriei. Prerogativele păstrate, acestea limitându-se exclusiv la activități de control și supraveghere a respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor publice de alimentare cu apă, precum și la modul de menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare, sisteme publice de infrastructură edilitară. Aici, bref, ne oprim un pic. Da? Primăria, și nu vorbesc de primăria de acum, primăria în general nu și-a făcut treaba. Știți de ce? Primăria nu și-a făcut treaba. Pentru că nu i-a verificat. Exact.
pentru că nu i-am verificat și am să vă mai spun ceva, ceea ce dumneavoastră ați subliniat și în presa tipărită și în această emisiune. Aduceți-vă aminte că dumneavoastră spuneați că, de fapt, Chitic nu și-a dorit niciodată aceste rețele de apă, și-a dorit doar asfalt. Asfalt. Doar asfalt. Și asta. Și pentru asta am fost criticat. Eu nu v-am criticat. Eu chiar am susținut din acea perioadă. Dar ce vreau să vă spun este că la momentul 14 iulie 2020, când este eliberat avizul favorabil de către APA Serv, Chitic era primar. Nu a contestat în niciun fel, a semnat și a acceptat cu mare plăcere, pentru că era interesat doar de asfalt, fără a gândi un sistem integrat. Vine un primar care vrea chiar să modernizeze orașul, vine Carabela, reușește să modifice în sens pozitiv aceste proiecte, vine mai mult și finanțează unul dintre coridoarele de mobilitate urbană, mă refer aici la înlocuirea rețelei de apă, și el este acuzat de Chitic că a aruncat în haos primăria. Deci eu nu puteam minți ce se întâmplă. Eu mă întreb de ce nu răspund oamenii ăștia pentru ce au făcut. Asta mă întreb eu. Pentru că astea sunt lucruri la vedere. Ce face APA Serv acum este de plângere penală din partea primăriei. Și credeți-mă că vom fi foarte atenți și vor răspunde penal conform legii dacă nu își respectă angajamentele și nu angajamentele, ci trebuie să respecte contractul pe care, pentru că clauzele contractuale sunt foarte importante în condițiile în care ele se încadrează într-un contract pe codul civil. Spuneți-mi și mie, primăria le-a cerut celor de la APA Serv o situație a lucrărilor făcute în Piatra Neamț în ultimii 10 ani, de exemplu? Da. De când sunteți în... Bun. Noi am cerut... Care este în calitate de acționar? Absolut. De acționar, bine, cu acțiuni infime la un moment dat, dar acum lucrurile s-au schimbat, deci noi am ajuns undeva la 10% acționariat. Și, da, și putem sunteți atrage acționar semnificativ. Semnificativ și putem atrage răspunderea administratorului. Deci răspunderea administratorului poate fi atrasă chiar și cu caracter penal dacă nu înțelege să respecte contractul pe care îl avem. Ați pus o întrebare foarte bună. De ce? Noi am solicitat în cei 2 ani de mandat ai domnului Carabela, domnul Carabela, prin serviciile de specialitate, a solicitat situația de la APA Serv, situația conductelor. Am primit, cred că n-am lista în față, undeva la 12 străzi pe care conductele și-au expirat durata de viață și la recomandarea lor ar trebui înlocuite, dar de cine ar trebui înlocuite? Că dacă ar citi contractul ar vedea că de ei trebuie înlocuite conductele și nu de primărie, ca să ne înțelegem de la început. Consiliul Județean este proprietarul rețelelor de alimentare cu apă, iar operatorul este APA Serv. Pentru că primăria, din păcate, o reședință, un municipiu, reședință de județ, nu controlează 3 domenii care sunt vitale pentru bunăstarea unei comunități. Nu controlează sănătatea, spitalul este județean, este la și municipal nu există, da. Și municipal nu există. Nu controlează sub nicio formă transportul, n-a controlat până acum, acum lucrurile se vor schimba pentru că vin autobuzele electrice, dar și acolo e de discutat. Și nu controlează rețelele de apă. Este condamnat acest oraș prin lipsa de forță de a interveni în aceste 3 domenii vitale pentru existența unui oraș. Deci lucrurile astea au fost, până acum eu credeam că ele au fost o neglijență. Nu, au fost nimic n-a fost neglijență. Totul a fost dacă urmărim, totul a fost dinainte calculat, totul a fost dinainte făcută o strategie prin care, de fapt, să blocheze, să aibă controlul și, la momentul oportun, prin voință politică, să blocheze activitatea în orașul Piatra Neamț. Repet, orașul Piatra Neamț și cetățenii orașului sunt condamnați la nedezvoltare. De ce? Pentru că acum ce încearcă să facă APA Serv și Consiliul Județean? Bine, la Consiliul Județean o să mă opresc doar la APA Serv. De ce?
Pentru că trebuie să recunosc că la solicitarea domnului primar, care mereu a cerut dialog, mereu a cerut colaborare, pentru că nu se poate să funcționeze un oraș fără Consiliul Județean. N-are cum. Și atunci primarul a înțeles acest lucru și a cerut dialog. S-a întâlnit alaltăieri, s-a întâlnit ieri cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Ionel Arsene, și domnul Arsene a spus: domnule, eu nu știu nimic, n-am auzit nimic, o să vedem, eu nu voi pune nicio piedică implementării celor trei proiecte, blocării proiectelor. Atunci dați-mi voie să fac eu o propunere în emisiune. Vă rog. Avem trei coridoare de mobilitate, nu? Da. Pe una schimbă, pe unul dintre ele primăria, schimbă conducerea. Primăria, pe unul APASEL. Dom'le, și pe al treilea... Uite, mai este timp încă, că tot se introduc proiecte de hotărâre de urgență, cum a fost și ăsta. Da, eu îl aștept pe domnul președinte Ionel Arsene să propună rectificarea bugetară. A propus domnul primar și a propus așa: haideți să facem al treilea culoar, care este incriminat în acest moment, 50-50. Desigur, noi putem prin consilierii PNL, și suntem determinați să facem asta, să propunem așa ceva. Dar rectificarea este numai prerogativa este prerogativul de asta președintelui Consiliului Județean. De asta am spus președintele Ionel Arsene. Deci, domnul primar nu s-a dus acolo să ceară, nu s-a dus să cerșească. S-a dus cu o propunere pertinentă în care să susținem 50-50, deși vreau să vă spun că noi suntem foarte, foarte săraci. Rupți-mi turul pantalonilor. Da, nu-mi permis să spun asta, pentru că e o instituție publică și trebuie să aibă autoritate. Deci asta a fost propunerea primarului. Nu știu cum îmi va răspunde președintele Consiliului Județean, știu doar că are alte priorități, am înțeles că vom face o statuie, bine că facem statui, mai ales al lui Ștefan cel Mare, este ok, aș fi preferat să o facem în Neamț și nu în Moldova. Are priorități cu porțile de acces în județul Neamț. Eu mai fac o propunere, haideți să facem în Neamț o statuie a lui Caragiale. Chiar la Piatra Neamț. Deci, că... la Piatra Neamț. Doamne, chiar ar merita. Se pare că o scrisoare pierdută e scrisă chiar la Piatra Neamț. Da, adică... deci, haideți să facem o statuie a lui Caragiale. Pe Ștefan cel Mare l-avem în centrul orașului. Știți de ce nu i-am făcut statuie lui Caragiale? Pentru că ne aduce aminte. Nu, Caragiale n-a murit și e printre noi. Corect. Și ăsta e motivul pentru care n-am simțit nevoia să îi cinstim memoria, ci doar să-l salutăm pe stradă în fiecare zi. Ca să zic așa, câtă dreptate ai ne-ai cu sorile. Revin apropo de ceea ce se întâmplă cu APASERV. Deci, ceea ce face astăzi APASERV este un abuz. Este un abuz, poate abuzurile pe care le-au făcut cei de la APASERV culminează cu acesta și asigur că va fi și ultimul abuz, pentru că de data aceasta vom merge până la capăt. Nu ne lăsăm intimidați, nu ne lăsăm intimidați, mai ales de un director care măcar să aibă bunul simț să-i răspundă la telefon primarului. Vă puteți închipui că o zi întreagă primarul a sunat și el n-a răspuns la telefon? Un director de societate comercială, chiar dacă ea e sa, un director care trebuie să răspundă în fața primarului și în fața primăriei și a Consiliului Local. Eu mă întreb consilierii locali de la PSD, de la PMP, cum se simt ei în fața cetățenilor când astfel de abuzuri au loc sub ochii lor, iar ei nu au nicio intervenție. Adică am văzut că a avut o intervenție fulminantă PMP-ul în momentul în care secretarul lor general fi declarat că pentru podul de la Luțca, situația de la Luțca, este vinovat președintele Consiliului Județean și au cerut scuze, au retractat, s-au tăvălit. Dar nu-i văd să se tăvălească pentru oraș. Sunt în Consiliul Local. Indiferent ce partid reprezinți, în Consiliul Local trebuie să te lupți pentru comunitate, pentru oraș. Nu văd lucrul ăsta. Adică chiar nu le pasă? Păi, au ordine. Noi vom merge în față la APASERV și vom face conferințe de presă în fiecare zi. Și nu numai pe această cale de comunicare publică, vom merge, v-am spus, și pe ceea ce înseamnă atragerea răspunderii administratorului pentru faptele sale. Ce mi se pare mie că trebuie obligatoriu făcut este acest lucru. O informare corectă asupra investițiilor făcute în Piatra Neamț de APASERV. Nu. Nu numai investițiilor, pentru că ele ar trebui să fie publice. Și lucrărilor de mentenanță. Dar
noi nu avem o situație clară a stării, a expertiza stării rețelei de apă în Piatra Neamț. Adică ei ne-au dat faci niște un proiect, date din burtă. Faci un proiect și trebuie să știi, domne, eu acolo peste 10 ani, dacă fac un proiect, trebuie să schimb și canalizarea. Exact. Deci, sunt foarte superficiale datele, nu sunt în interesul susținerii acestor proiecte. Noi am venit și am spus, ok, nu putem schimba, pentru că ieri noaptea minții să te apuci să schimbi țeavă de 800. Bine, și aici... Până acum, în avizul favorabil, vorbeau de țeavă de 300 și de 800. Acum a dispărut aia de 800, a rămas doar aia de 300, pentru că pe aia de 800 o lași acolo în pământ. Nu mai schimb niciodată. Și-au dat seama că nu se poate schimba. Pentru că noi am venit cu soluția relocării rețelei ca să nu spargem din nou carosabilul. Ei nu vor nici măcar asta, se pare. Dar noi am început proiectul pentru relocare, îl vom propune public și, desigur, instituțional Consiliului Județean spre cofinanțare, adică să cofinanțăm 50-50 și vom vedea dacă, într-adevăr, celor de la Consiliul Județean le pasă sau nu le pasă de Pietreni. Dacă nu le pasă, Pietrenii vor alege și vor ști ce aleg. Pentru că nu mi se pare normal să dai bani pentru orice oraș. Toate orașele au aceeași importanță. Vorbim de cetățenii județului Neamț. Dar când tu dai bani pentru sărbările de la Târgu Neamț, pentru sărbările orașului, și tu nu ai bani pentru infrastructura din Piatra Neamț, ceva nu e în regulă. Când tu dai de 5 ori mai mult orașului Târgu Neamț și nu dai în Piatra Neamț, nu e în regulă. Ne-am săturat în Piatra Neamț mereu, aflăm că de fapt stai că conduc cei de la Roman și finanțăm Romanul sau conduc cei de la Târgu Neamț și finanțăm Târgu Neamț. Chiar orașul ăsta nu poate fi reprezentat? Eu cred că poate fi. Chiar și cu atitudinea, să spunem, păciuitoare și rezonabilă a domnului primar, cred că i-a ajuns cuțitul la os și veți vedea un primar care se va lupta ca un tigru pentru cetățenii din Piatra Neamț. Pentru că, pur și simplu, a ajuns și el la exasperare. A înțeles că, de fapt, Piatra Neamțul nu contează în politica celor de la Consiliul Județean și uneori chiar în politica unor consilieri din Consiliul Local. Da, mă gândeam acum că... Dom'le, nu răspunde nimeni pentru ce s-a întâmplat în Piatra. Cu apa, servul, noastră nu mai știți toate amănuntele. A fost un program ISPA. Care... Absolut, ba, știu. Deci ISPA, ba, știu foarte bine. Vă pot spune cum s-a întâmplat pe o stradă din Piatra Neamț. Au lucrat niște portughezi inițial acolo. Muncitorii erau portughezi, nu mai știu firma cine era. Și au primit o situație cu unde trebuie să sape. Știți, ca să înlocuiască conductele. Și au săpat, au primit situația până aici, până în punctul ăsta. Și zice, bun, dar zice, noi de unde ne legăm? Păi nu știm. Și strada aceea a rămas când ploua. Când ploua sau ceva, venea totul și curgea în curțile oamenilor. Dar sunt situații și acum. Deci, sunt situații incredibile. Deci vreau să vă spun că am fost, pentru că primarul are acest bun obicei și deja l-a instituționalizat, acela al întâlnirii cu cetățenilor. Pentru că vreau să vă spun că e o diferență foarte mare între mesajele care ne vin nouă pe Facebook și realitățile din teren. Realitățile sunt cu totul altele. Oamenii au înțeles și pe mine m-a fascinat aspectul ăsta. Oamenii au înțeles ce lucruri se pot face și ce lucruri nu se pot face. Oamenii devin rezonabili. Și atunci, împreună cu ei, poți rezolva foarte multe probleme, așa cum s-a întâmplat în Băleni, așa cum s-a întâmplat pe Măgura, așa cum s-a întâmplat în toată zona din Băleni la ultima întâlnire. Iacătă, s-a intervenit, deja avem refuz de freză și au fost refăcute drumuri, mai ales pe Măgura, pentru că apa venea, așa cum spuneați, și le inunda oamenilor casele. Desigur, nu se pot face într-un an de zile. Dar în momentul în care ai niște proiecte, ai niște bani europeni, în momentul în care începi reala dezvoltare a unui viitor oraș inteligent, să nu-i mai zic Smart City, în momentul ăla te trezești, știu că vă place de aia, în momentul ăla te trezești că vine cine? Nimeni în drum, apa serv, băieții aia care n-au făcut nimic. Vă rog frumos,
Tocmai nimeni sub cineva, drum. Tocmai s-a mai anunțat o avarie în Piatra Neamț, spune un domn. Păi e vreo zi fără avarie. A devenit avarie. Ceva obișnuit. Băieții ăștia răspund vreodată pentru nici ce nici nu ne mai impresionează. Exact, știți care e problema? Oamenii s-au învățat cu răul ăsta. Oamenii s-au învățat cu avariile, oamenii s-au învățat. Deci, dacă mergeți la mine în bloc, am fost în casă la niște vecini, toată lumea are sticlele alea, canistrele cu apă pregătite, ca și cum suntem în vreme de război. Numai în război în Ucraina am văzut cum își umplu canistrele și bidoanele cu apă. Deci unde suntem? Oamenii s-au obișnuit, asta e o problemă, oamenii, românii s-au obișnuit cu rău. Adică, apropo și de... Că mă gândeam, l-am auzit pe primul ministru care a spus, domnule, nu mai creștem pragul și impozităm peste 3.000 de lei pensiile. Nu doar până la 2.000 de lei. Adică le impozităm de la 3.000 până la 3.000 rămâne. Până la 3.000 rămâne impozitate. Chiar oamenii, politicienii, ar fi extraordinar. Dar aud că PSD-ul nu vrea. Deci nu mai înțeleg cu ce o să-și plătească. Vine iarna. Nu mai vorbim de criză, că nu avem gaze, că o să ne raționalizeze curentul electric. Oamenii nu mai au bani. Gândiți-vă că oamenii primesc facturi de două ori mai mari decât au pensia. Dar nu adică, numai asta. Mergeți în magazine, prețurile sunt infernale. Merg în magazine și știu că infernale, sunt infernale. Infernale. Ce costa 3 lei înainte, acum este 5, 6. Plus că eu mai am o vorbă. Suntem pe cont propriu în tot ce se întâmplă în lume. Dacă noi nu știm să ne raționalizăm singuri consumurile, să le optimizăm, nu o să vină nimeni să ne dea în gură nimic. Mură în gură. Mură în gură, da. Da, revin. Nu răspunde nimeni. Păi uitați-vă, suntem în anul de grație 2022 și am aflat ieri că președintele Ion Iliescu a fost trimis în cercetare sau în judecată. Nici nu vreau să comentez. Din 1989, fapte din domnul decembrie Bălăres, nu 89. Pot să comentez și am să vă spun de ce. Ca orice om, eu am trecut prin niște emoții și niște transformări. Deci, la Revoluție am vrut moartea lui Ceaușescu și recunosc că am fost foarte fericit făcând Revoluția în București, chiar pe stradă, chiar și printre gloanțe. Nu intru acum în detalii. Fără certificat. Am primit certificat pe care l-am refuzat. Da? Pentru că eram mare revoluționar. Eu de felul meu sunt revoluționar. Vă dați seama când a venit Revoluția că eram în elementul. Dacă avea și certificat. Nu, am certificat de la psihiatru că sunt mare revoluționar. Vreau să vă spun că am făcut după aia Piața Universității. Și am strigat jos Iliescu. Pentru că maturizarea, nu numai a mea, am și colegi, prieteni care au trecut prin același etapă ca și mine. Faptul că am fost în PSD, să nu vă închipuiți că am iubit foarte mult. Pentru mine stânga, până la urmă, și socialdemocrația înseamnă echitate pentru oameni. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, uitați-vă... Este o inechitate. Asta vreau să vă spun. Este o inechitate. Cine ar trebui să răspundă inechității? Un partid social-democrat. Avem două partide tocmai pentru a echilibra. Avem cele mai puternice partide din România. Avem majoritatea absolută. Oricum în suntem... Parlament. Suntem... În Neamț nu se colaborează. În Neamț nici nu contează, pentru că în Neamț avem o singură persoană, baronul Arsen. Atât. Atât. Care face ce vrea ca pe propria moșie. Adică în momentul în care tu vezi că pur și simplu se aruncă în aer dezvoltarea municipiului Piatra Neamț, tu nu ai nicio reacție. Nu trebuia să ducă primarul, trebuia domnul președinte să-l invite pe primar. Hai mă să găsim o soluție. Pentru că până la urmă ce ne interesează? O soluție sau bapa mătii? Pentru că asta e în politica și dâmbovițeană și bistrițeană. Da? Bapa mătii, așa, să le tragem politic, dar nu se gândesc că în timpul ăsta mor încă bătrâni în casă, singuri, că în timpul ăsta la țară, încă în zona rurală, WC-urile sunt în curte și mai cade cât un copil în hasna și moare în hasna, dar noi vorbim despre tot felul de lucruri SF, vorbim despre porți, vorbim de acces în județ. Nu, eu cred că stați că ajung și la spital.
A fost acuzat PNL-ul că a votat împotriva spitalului. Greșit. Cine e nebun să voteze împotriva unui spital? Niciodată nu va fi, pentru că la spital, vrem, nu vrem, mai mult sau mai puțin ajungem toți. Și în spital suntem egali. Fie suntem plini de bani, fie suntem săraci, suntem egali. O să-mi spuneți că nu e adevărat, măcar principial e adevărat. Vorbim de un spital, deci s-a plecat prima dată, dacă mi-aduc bine aminte, 100... nu mai știu, au fost 240 și 230, 204 milioane pentru spitalul care a fost inițial proiectat în curtea spitalului. În curtea spitalului, care era făcut pe, dacă nu greșesc, undeva pe 5 hectare. Acum avem un teren de 10 hectare pe care se dorește să se facă studii de fezabilitate și proiectarea. Și vorbim de 600 de milioane. Domnul Bălănescu, știți cât sunt banii pentru spitale, pentru întreaga Românie la nivel de PNRR? 1.700.000.000. Deci asta înseamnă că Spitalul Județean Neamț reprezintă o treime din buget. Timp în care avem Sibiu, Focșani, spitale care au depus proiecte și care sunt deja pregătite și sunt foarte avansate. Sibiu a fost respins. Când? A fost respins. Citeam undeva, iar okay. Foarte supărați. Avem reconstrucția spitalului Gerota, fostul spital al Ministerului de Interne. E clar, nici nu trebuie să dăm exemplu. Avem Institutul Inimii la Iași. Păi cineva o să dea la Piatra Neamț 600 de milioane și dea. Nu de la... Doamne, dar eu nu. Deci eu m-aș bucura deci să eu dea. Urlu de ani de zile pentru că am niște afecțiuni care mă predispun la un infart. Am făcut un infart și mi-e frică că dacă fac un infart la Piatra Neamț, ori mă duce cu elicopterul, ori mă transformă într-o legumă. Pentru că, repet, spun de ani de zile, nu avem cardiologie intervențională. În noul proiect, singura secție care apare nouă este cardiologia intervențională pe acest proiect. Dar plecăm de la 884 de paturi, câte paturi are spitalul județean, și ajungem undeva la vreo 100, la vreo 980 de paturi. Eu întreb, poate e o greșeală, poate a fost un calcul greșit. Dumnezeu, să vină cineva să ne explice dacă e viabil și dacă e posibil. Aceste 100 de paturi nu ți le mai dă ministerul pe județ în plus. În contractul ele cu trebuie, casa. În contract cu casa, de asigurare. Ele trebuie finanțate separat. Nu, ele trebuie ori finanțate suplimentar, ceea ce nu se întâmplă, ori ți le iei de la alte unități spitalicești sau din sistemul privat, dar nu e cazul că nu avem spitale private. Da? Deci, despre ce vorbim? Să vină cineva să ne explice. Exact cum vorbeam. Apa serv. Să vină, frate, vino și arată-ne ce ai făcut în ultimii 10 ani. Vino și arată-mi care este în urma unei expertize starea rețelei de apă în Piatra Neamț. Vino tu, președinte al Consiliului Județean, personal, și explică-ne de ce ne costă 600 de milioane sau atât s-a propus, de ce dau 5 milioane de euro pe un studiu de fezabilitate și pe proiectare, care este perspectiva și care sunt șansele. Pentru că după ce s-a întâmplat cu spitalul de la Lețcani, îți pierzi încrederea. Acum ai poți să ai încredere când s-au îngropat acolo niște milioane de euro. După tot ce se întâmplă, cum poți să mai ai încredere decât că se va întâmpla ce s-a întâmplat de ani de zile în România, de 30 de ani, plătim studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiectare și execuție niciodată. Și mai nou și studii de prăbușire. Și studii de prăbușire, da. Deci... uitați-vă, lumea ne-a jurat că am închis Puntea Strand. Eu nu mai vreau să văd tragedie așa cum am văzut colectiv, așa cum, slavă Domnului, n-a fost o tragedie majoră cu podul care s-a dărâmat. Adică cetățenii din Piatra Neamț au și ei drepturi cum au toți cetățenii din urban din România. Vorbim despre transport. Aceeași problemă. Primăria are ca strategie dezvoltarea unei rețele de school bus-uri, adică o rețea de transport școlar. Pentru că în continuare avem, nu mai revin, aglomerări. Și sunteți obligați să o faceți tot prin troleibuz? Bravo. De unde știți? V-ați vorbit cu troleibuzul. Întâi nu mai vorbești cu troleibuzul. Da. Este cu autobuzul, nu cu troleibuzul. Este corectă remarca. Troleibuzul nu mai există. Este corectă remarca dumneavoastră. Deci, până acum au fost operatorii privați. Acum ei
trebuie să dispară pentru că venim cu autobuze electrice, pentru că vom fi Smart City și acolo. Deci sunt 20 de autobuze pe care le primește primăria și încă 20 pe care le primește de la guvern primăria în asociere cu Consiliul Județean. De-aia vă spun, fără o colaborare. Cine va fi proprietarul autobuzelor? Din câte știu eu, Consiliul Județean. Consiliul Județean, dar nici nu mai contează cine e proprietarul. Pentru că foarte important este infrastructura. Deci, Consiliul Județean este obligat să facă stație de încărcare și service. Consiliul Județean este obligat să facă mai multe stații de încărcare, vorbesc de cea de la capete, stațiile de încărcare mari, cu putere mare, pentru autobuzele astea electrice. Dar Consiliul Județean este foarte întârziat în acest proiect. O să vină autobuzele electrice și o să le încărcăm la priză acasă, până la urmă. Pentru că nu avem infrastructura terminată. Eu aș vrea ca cetățenii să tragă la răspundere lipsa de comunicare și de colaborare între instituții. Pentru că până la urmă au aceleași obligații față de cetățeni. Desigur, cu prerogative limitate de lege, dar în același timp stabilite cu responsabilitatea aferentă de către lege. Da, vă citesc câteva mesaje. Venit de obicei, nu citesc de asta. De 5 ani ne confruntăm cu apă în cămin, apometru din fața vilei 16 din Văleni. Este în apă. Cei de la APASERV nu-i interesează, își plătim pierderi de apă. Vin, scot apa și gata. Cei de la APASERV, apropo de relația și cu locativul și cu spații locative, cu locuințele, cu locuințele sociale, noi am stabilit cu ei, dom'le, dacă e undeva de oprit apa pentru că n-au fost achitate utilitățile, vă rugăm frumos să ne comunicați cu 14 zile înainte pentru a lua legătura cu asociația de locatari, de proprietari sau de locatari, depinde de caz, pentru a încerca să găsim soluții. Au mers, aduceți-vă aminte, cazul D3 care a fost exploatat și mediatic și s-au dus și au închis astăzi, fără nici un fel de anunț prealabil. Adică este clar rea voință. Alt mesaj, baronala asta care ne afectează grav, este ceva cu care ne-am obișnuit. Nu mai comentăm, nu ne revoltăm. Dar dacă cineva vrea să facă ceva nou, imediat facem scenarii. Ce pot face cetățenii ca să facă presiune să treacă APASERV și transportul la primărie? O bună întrebare. Foarte o bună întrebare. Eu aș face referendum pentru asta. Și eu că APASERV ne impresionează la preț. Inteligent. Inteligent. Deci, mă rog, câteva dintre comentarii. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm. Dar astea sunt realitățile apa, directe. Apa, strada, transportul. Aerul. Absolut. Apa, absolut. Transportul, aerul. Proximitatea. Da, domnul Bălănescu, dar gândiți-vă că la nivel de percepție publică, responsabil este primarul și primăria. Dar primarul nu are nicio putere pe ceea ce înseamnă apă și rețea de apă, nu are nicio putere pe ceea ce înseamnă transport local, nu are nicio putere pe ceea ce înseamnă sănătate. Nu este normal ca un oraș reședință de județ, un municipiu, să nu aibă control pe aceste elemente vitale pentru populație și, de fapt, asta caracterizează sau nu bunăstarea cetățenilor. Dar, ok, am înțeles, așa au fost ele gândite de 10 ani, ca să nu mai revin de 10 de ani, dar să vă spun cu societățile comerciale. Lumea a zis, domnule, a luat primăria, a dat peste cap. Nu, am fost obligați să luăm parcările. Am fost obligați pentru că s-a epuizat contractul și în momentul am fost obligați să luăm parcările, să le administrăm pe o perioadă de interimat pentru a le da înapoi. Pentru că singur operator în momentul ăsta, într-adevăr, capabil să administreze parcările, este parkingul. Are infrastructură, are know-how, are vechime, are experiență. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu poți umbla puțin și la management, la contractul de management, la strategia pe care și-o propune, ceea ce s-a numit. Adică, nu vă închipiți că parcările au fost luate de la parking, date la parking, așa, fără să stabilim un regulament, fără să stabilim o strategie de management
și, bineînțeles, asumarea investițiilor în sistemul de parcări, pentru că noi suntem obligați să venim cu alternativă la parcările care se vor desființa prin culoarele de mobilitate urbană, prin coridoarele de mobilitate urbană. Același lucru s-a întâmplat și cu locativul. A expirat contractul și ne-am trezit cu toate locuințele în brațe, care au trebuit, nu vreți să știți, când s-au împărțit ele în patru direcții din primărie, ce a ieșit în primărie. Același lucru se întâmplă cu toate societățile, pentru că toate au fost niște bombe cu ceas. Toate au fost lăsate. Perla, Urbanul, la fel. Adică lucrurile încep încet, încet de contăm nesimțirea și lipsa de responsabilitate din ultimii 10 ani. Și vine Neachitic să ne spună nouă că e haos în primărie. Păi să vină domnul Chitic să răspundă. Dar va răspunde în fața legii. De ce primăria... Revin la proiectele de mobilitate, că deja... Da, mă scuzați. Cu asfaltările. Era vizibil și pentru un profesor de istorie. Da, dar în momentul în care domnul Carabela, noua conducere a primăriei a venit, știu, erau semnate toate contractele. Erau semnate, dar ele au fost readaptate pentru a face sistemul integrat. Pentru că ce ne-am vorbit noi și cetățenii nu știu, este că nu ne vom opri la cele trei coridoare de mobilitate. Dacă noi le realizăm, primim bani să facem tot orașul. Adică și în jurul acelor legăturile între coridoare. Dacă nu facem cele trei coridoare, nu vom primi bani, iar orașul nu se va mai dezvolta niciodată. Gândiți-vă dacă acum pierdem acești bani, așa cum își dorește Consiliul Județean sau poate doar Apaser, poate că îl bănuiesc pe nedrept pe domnul președinte, dacă pierdem acești bani, orașul ăsta nu mai primește 10 ani niciun ban de dezvoltare decât din fonduri guvernamentale, care știm foarte bine că ele nu există în momentul de față, în condițiile crizei, în condițiile crizei energiei, în condițiile de război. Deci orașul ăsta va fi condamnat la nedezvoltare. Asta trebuie să înțeleagă pietrenii. Ei trebuie să lupte pentru drepturile lor. Nu sunt drepturile primăriei, sunt drepturile cetățenilor. Deci comentariu, în locul fostului primar aș tace Chitic, spune cineva. Aici, da. Vă confirm apropo nu mai am nici simțul umorului. Deci, în situația în care ne aflăm, nu mai... Apropo de infrastructura spitalicească și șansele spitalului, consilierul județean Crețu, Laurențiu, care a avut și ieșire în Consiliu pe tema asta, spune, vă confirm, bugetul este de 1,7 miliarde, din care 1,1 construcții, restul sunt pentru echipamente. Iar proiecte câștigătoare vor fi minim 25. Da. Deci dacă Piatra Neamț va lua 635 de milioane, cum se vor împărți restul banilor? Deci spune el, da, deci vedem cam care sunt șansele. Știu că domnul Crețu este foarte documentat pe zona pe asta, zona mult asta. Mai documentat ca nu, mine. Nu, dar a fost foarte nu, ok. Nu, da, știu. Chiar am discutat cu dânsul și mi-a dat câteva cifre care mi-au folosit. În ședința de astăzi, cred că azi e ședința și la Consiliul Județean, da. Mai este un proiect interesant. Eu chiar l-am salutat. Deci, chiar l-am salutat. Eu chiar vreau să-l văd făcut, pentru că dacă îl văd făcut, unu, vă confirmă și dumneavoastră ideea cu Smart City, doi, va deveni, conform celor ce scrie în raportul de oportunitate, sau cum se cheamă, va deveni un pol de atracție pentru toți turiștii din România, acel Creangăland. Iar intră Creangăland? Da, este pentru studiul de prefezabilitate de data asta. Mai dăm și am văzut că sunt două variante la vreo 200 și ceva de milioane de euro și acolo. Deci, e ok până la urmă. Pe hârtie arată senzațional. Are și o zonă care se cheamă Smart City. Eu nu înțeleg de ce nu am făcut, dacă ar fi fost colaborare. Și ăsta este motivul pentru care eu consider că politica se oprește la colaborarea administrativă. Dacă ar fi fost colaborare, eu cred că puteam dezvolta un spital municipal la Piatra Neamț într-o limită de 180, maxim cu 200. Specialități necesare. Necesare și raportate la ce patologia exact. Pe care o avem în realitate în județul Neamț. Exact. Pentru că despre asta vorbesc de ani de zile. Nu faci secții, nu aduci aparatură pentru specialități care
nu reflectă realitatea din teren și patologia din teren. Mă tot repet, boli circulatorii, bolile, diabetul. Deci, cum să zic, tot ce s-a întâmplat în spitalul ăsta din județul Neamț a fost doar pe relația cu un șef de secție, pe relația cu furnizorul de aparatură, cu relația cu furnizorul de consumabile. Au fost atâtea anchete. Au fost atâtea anchete jurnalistice. Nu s-a întâmplat nimic. S-au schimbat, nu știu câți, 7 manageri la spital. Mereu a fost de vină fostul. Deci nu s-a întâmplat nimic. Nimeni nu răspunde. De fapt, marea problemă este că nimeni nu răspunde în fața cetățenilor. Cred că citesc bine pe strada drumul Țărnii, cred. Țărnii, da. Toți avem puțuri, dar din cauza secetei au secat. Am mers la APASER pentru a cere branșare și au dat vina pe primărie, că nu au tras utilități. Ce am putea face? Suntem disperați. Avem copii, nu avem cu ce le face. Baie, nu mai zic de apă la toalet. Asta face peste tot APASER. Dă vina pe primărie. Ei neîndeplinindu-și. Știți ce o să fac până la urmă? Cred că o să public contractul pe care îl are primăria cu APASER. Să-l citească absolut toți cetățenii din Piatra Neamț, să judece singuri. Ca să vadă care sunt prerogativele primăriei, atribuțiile primăriei, care sunt atribuțiile APASER și să judece singuri. Desigur, de multe ori, și eu cred că e periculos pentru că asta te duce fie în brațele Curții de Conturi, fie în brațele altor instituții. Primăria a forțat nota și a depășit atribuțiile tocmai pentru a rezolva probleme care, într-adevăr, grevau viața cetățenilor. Dar nu e o soluție. Nu e o soluție pentru că se întoarce împotriva ta. Oamenilor le e frică să semneze pentru că vine din nou Curtea de Conturi, mai vine și anticorupția și, ce să vezi, e vinovat cel care a încălcat legea, chiar dacă a făcut ceva bun pentru comunitate. Bun, acum, vă aduceți aminte momentul în care primăria Roman a zis halt la APASER? Da, mi-aduc aminte și bine a făcut. A zis halt. Și după ce a zis halt, bine, între timp s-a revenit, știm povestea, micul, ce s-a întâmplat, așa. Dar atitudinea APASER față de Roman s-a schimbat mult față de restul județului. De ce? Pentru că Romanul este principalul consumator de apă. Deci, Piatra Neamț este pe locul 2, Romanul pe primul loc. Stăteam și mă gândeam acum, dacă Romanul și Piatra Neamț ar dispărea din schema... N-ar mai exista. APASER. Nu mai există APASER. Că, bă, nu, că trebuie să ne dați despăgubiri. Ok, pentru ce... Dar ei nu trebuie să le dea despăgubiri. Ei nu trebuie să le dea cetățenilor despăgubiri pentru ce le fac în fiecare zi. Eu, modul ăsta de a gândi... închistat într-un sistem, dom'le, nu se poate, că suntem într-un sistem. Stați un pic. În sistemul ăsta am ajuns dintr-o altă modalitate de funcționare. A, Piatra Neamțu avea companie de apă. Normalitatea avea companie de apă. Romanul avea companie de apă. Deci, bun, înțeleg că trebuie să gândim major, trebuie să gândim proiecte mari. Păi proiecte mari, dar cine le gândește? Consiliul Județean. Numai că un proiect mare integrat îl gândești în colaborare cu ceilalți. Nu doar Târgu Neamț, Târgu Neamț, Târgu Neamț. N-am nimic cu Târgu Neamț, ferească Dumnezeu. Și acolo locuiesc oameni și ei au drepturi. Dar nu se poate să văduvești mereu orașul Piatra Neamț. Deci, în ultimii 8 ani, domnul președinte Arsene n-a mai putut de Piatra Neamț. I s-a rupt total, exact cum... Domnul Cuc poate era îngrijorat când a candidat și l-am văzut foarte implicat. Dar și-a schimbat cuibul. De tot. Deci, eu am început să scot din arhivă declarațiile domnului Chitic apropo de domnul Arsene și modul în care este tratat municipiul Piatra Neamț. Cred că ar fi interesant să le public și declarațiile domnului Arsene despre domnul Chitic, despre în modul cum administra orașul. Că atunci de acolo rezulta adevărul. Domnul Bălănescu, am aici undeva hârtia, avizul ăla favorabil,
în care este atât de... Că ăla i-a fost transmis și l-a primit chitic. Era, deci când se întâmplă asta? 14 iulie 2020 și avem alegeri în septembrie 2020. Da? Fix în perioada aia. De fapt, chitic a avut nevoie de material electoral să arunce praf în ochi. A semnat aceste contracte. Nici nu a mai interesat de condiționalitățile de acolo puse de apaser, pentru că el avea nevoie de material electoral și doar asfalt. Pentru că a învățat el cu agenduța lui, cu care sper să ducă cu ea să-și noteze în concediu, așa ceva. Adică tu ești vinovat și acum vii și spui că e responsabilitatea actualei conducerea primăriei? Da. A fost o emisiune animată. S-a terminat? Se termină. Da, dar știți, din păcate nu se termină chinul la care sunt supuși cetățenii orașului Piatra Neamț. Și eu vreau să-i văd, aș vrea să văd că dispar bidoanele ăla cu apă, care de fapt înseamnă alți bani, pierderile de la APASERV, care sunt plătite tot de cetățenii din Piatra Neamț. Deci au pierderi pe care le plătesc, aproape 60%, spun unii, n-am nicio dovadă, pentru că APASERV nu ne oferă nicio dovadă. Nu, ei recunosc. Au un preț. Eu mă întreb, oare nu are interes APASERV să continue această situație, ca să intervină ei în fiecare zi și să mai facă o reparație pe o avarie, ca să-și ia niște bani, deși din păcate nu își iau bani oamenii aia care chiar muncesc acolo. Pentru că, repet, la APASERV sunt foarte mulți oameni care vor să muncească, vor binele comunității, dar din păcate le e frică. Nu știu de ce le mai e frică în 2022. Mie personal nu mi-e frică de nimeni. Și îi transmit pe această cale și domnului Arsene, și domnului Chitic, că sunt dispus la orice confruntare, oricând, pe tema APASERV, pe tema sănătății și pe tema transportului. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Eu o să mai continui un minut să citesc localitățile care n-au primit niciun leu de la Consiliul Județean pe o cotă alocată de 6% care rămâne la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea de proiecte. Dacă primarii din aceste localități n-au depus proiecte, e vina lor, dar eu mă îndoiesc. Sau că ceilalți au depus proiecte de 500.000 de lei. Rosnov, 0 bani. Alexandru cel Bun, 0 roni. Bicaschei, 0 lei. Crăcăoani, aici e o discuție, 0 lei. Ce mai avem? Ștefan cel Mare, 0 lei. Timișești, 0 lei. Ca să înțelegeți foarte bine de ce aici sunt 0 lei, pentru că cel puțin 4 din cei din cele patru localități au primari care au trecut de la PSD la PNL și sunt pedepsiți pentru că au îndrăznit să plece exemplar din PSD. Comunele PNL care, să spunem, au primari care mai au dialog cât de cât cu domnul Arsene au primit și ele 50.000 restul de lei. Restul. De la masa boierilor. Așa. Eu mă bucur că au primit bani, 500.000 de lei comunele de la PSD, pentru că e normal să primească. Dar nu poți să faci o asemenea departajare pe criterii politice sau personale, nu știm, în felul ăsta. O asemenea atitudine, eu nu spun că este condamnabilă. Probabil că ăsta e cuvântul. Este păguboasă pentru județ. Produce discrepanțe în dezvoltarea județului. Noi avem nevoie de un județ dezvoltat armonios. Nu un județ dezvoltat PSD și un județ nedezvoltat sau dezvoltat PNL. Că asta este boală, asta este boală grea. Guvernul a reușit, ați văzut, prin programul Angel Salini, s-au înțeles, nu știu cum, dar s-au înțeles la centru și au repartizat banii în mod echitabil pentru toate localitățile din România. Cred că acesta este cel mai bun exemplu. Da. Ne oprim aici, oameni buni.
Ne vedem mâine dimineață la cafeaua de dimineață. Să sperăm că poate se vor face amendamente la hotărârea asta la Consiliul Județean. Poate se va discuta și problema de la apa SEL, la diverse măcar. Poate, da, și încă ceva, așa, ca un spirit de glumă. Stimați consilieri județeni, nu consumați apă în ședințele de Consiliu Județean. Ce vedeți dumneavoastră în sticlele alea puse pe masă nu este apa din sticle. Prin motive de economie, cel puțin într-un timp așa se întâmpla, se lua apă de la robinete. Dacă riscați, puteți să beți apă de la apa serv în timpul ședințelor. Cele bune! Mulțumesc frumos, domnule! Mulțumesc, la revedere, oameni buni, numai bine!